Onorată asistență, trebuie să vă spun că sunt foarte impresionat că această colegă veche a noastră, doamna Maria Sângiozan, mirosea revista și spunea acum un minut că se simt culorile tipografice. Și este număr proaspăt. Lăsând la o parte această frumoasă glumă tipografică, vreau să vă spun că această revistă și-a regăsit drumul, duce o luptă extraordinar de puternică pentru ca orașul Cluj-Napoca să fie capitală culturală europeană, reușește să împace cultura scrisă cu cultura vizuală, imaginativă, și aici aș pomeni neapărat arhitectura, aș pomeni pictura, sculptura, iată sculptura lui Simeon Pop, și aș porni de la două recente inaugurări. Acum o lună, când eu eram plecat din Cluj, n-am avut acest noroc, a fost inaugurat Grand Hotel Italia, cea mai mare amplasare hotelieră urbanistică și arhitecturală din Transilvania, aparținând unei societăți italiene, gândită de arhitectul Ionel Vitoc. A doua inaugurare pe care am prins-o sunt arenele sportive clujene, despre care în revista Orașul a scris cunoscutul jurnalist Teodor Matescu. În eseul său din numărul trecut spunea că sunt persoane care socotesc Cluj Arena inutil, altele care socotesc excepțional un viitor Wimbledon al Transilvaniei. Trebuie să recunosc că după ce am văzut Coloseumul eu însumi la 63 de ani la Roma, știind că este cel mai mare simbol arhitectonic al Imperiului Roman, mi-am dat seama, dincolo de Rupoaică, dincolo de Vitoriale, care este unitatea Italiei, clădire din 911 a lui Sacconi, vreau să spun că arenele sportive se pot impune ca simbol al Clujului, un simbol arhitectonic, tânărul arhitect Țigălaș. Vreau să spun însă un lucru și mai important, că în ce privește impunerea Clujului, ca și capitală culturală europeană, fără niciun fel de lingușire, aparține domnului Ionel Vitoc, care a fost un deceniu arhitectul șef al Sibiului. Păstând aceste legături cu Sibiu, Petru Poanta are dreptate când vorbește despre brandurile Clujului, având această legătură, o soră în Sibiu, legăturile cu arhitecții, a putut impune această idee la Cluj atât de puternic cât a preluat-o domnul primar, a preluat-o presa clujană. Eu, dacă mă apuc să vă spun pe de rost, eu citesc revistele nu numai pentru că am corectat-o împreună cu colegii, dar când cumpăr o revistă, o citesc de-a capul altfine. Vreau să vă rog să fiți foarte atenți, e una din cele mai frumoase rubricioare Vasile Lechințan, Clujul interbelic cu fotografii nemaipomenite. Există un eseu al domnului Drăgan despre arhivele clujene, cu cât au fost mai conduse de stat, spune domnia sa, cu atât mai ample și complexe sunt astăzi și vor trebui judecate și clasate după criterii ale Uniunii Europene. Domnul profesor Vasile Mitrea are un eseu extraordinar despre Policlinica Universitară din Cluj-Napoca, creată acum 35 de ani, care trebuia să fie fruntea unui pol medical, dincolo de clădirile care sunt un adevărat cartier de spitale și pe care Clujul le are încă din timpul României Mari, ba chiar mai de dinainte. Pentru mine este complicat acum să vă spun, eu vin de la aeroport, fata mea este în aer, vine de la Paris și nu reușește să coboare, la 3, la ora 2, nu vine, acum am auzit că vine la 3 și cine știe dacă nu cumva e 3 jumate. Sunt foarte emoționat și aș vrea, dacă mă uit acum la oamenii din sală, știu foarte bine că sunt în urmă. Marcel Mureșan, o rubrică extraordinară care este Monede și Monade. Văd undeva pe Lazar Marian, care are un eseu despre Iulian Pop, primul primar filolog latinist al Clujului. Maestru Mircea Vaida Voievod are poemul numit Ferestre, este vorba despre Cluj-Napoca. Această revistă, așa cum o vedeți, domnul profesor Godiș propune să ocolim celebra sintagmă ca și. Gândesc ca și primarul. Gândesc ca și. Toate acestea pot fi ocolite ca să nu fim semi-cacofonici.
Este o revistă extraordinar de interesantă, care nu este creată la intermediul statului român, ci este un efort privat. După 22 de ani de post-revoluționari, avem și noi numărul 22 într-o instituție culturală privată. Profesorul Mircea Popa are un eseu despre cel mai popular medic scriitor al Cujului, Crișan Mircioiu, în care peste 200 de personalități crujene au scris înainte de a pleca dintre noi. Cele 700 de pagini au fost publicate ca omagiu la adresa profesorului de Casa Cărții de Știință. N-aș vrea nici un pic să omit una din cele mai frumoase rubrici, este a domnului academician Ion Laurel Pop. În acest număr este despre relația dintre ardeleni și moldoveni, începând de la 1244, în care au apărut tot mai multe documente vechi, că nu că am primit creștinismul prin intermediul armatei romane și mai târziu prin intermediul Constantinopolului. Sunt lucruri colosale. Aș încheia spunându-vă că m-am întors de la Roma uluit de faptul că ni se tocește romanitatea. Ni se tocește sentimentul latin. Trebuie să te duci la Roma să vezi iarăși prizonierii, să vezi iarăși de propaganda FIDE, unde au învățat cei trei celebri corifei ai școlii ardelene. Trebuie tot timpul să aflăm că de la Roma se trag bulevardele Vienei, ale Berlinului, dacă vezi, Roma și Atena. S-a ajuns până acolo, cum spune Gogol, că până și gările semănau cu Partenonul. Ei, da, așa este. Toate capitalele mari ale Europei au urmat exemplul Romei. Roma este la bază la tratatul din 1957 de fundamentare, întemeiere a Uniunii Europene. Clubul de la Roma, și nu în ultima clipă, amintindu-vă de Grand Hotel Italia, de simbolul care îl presupune până astăzi și mai departe, Coloseumul. Vreau să vă amintesc că comunitatea italiană este cea mai simpatizată dintre comunitățile care investesc în Cluj-Napoca și că acest context este creditor de la sine. Noi urmărim mai departe acest lucru și închei spunându-vă că, deși la recensământ s-a aflat că avem 5 milioane de români care lucrează pentru un ban bun în afara țării, că există mulți viermi în mări, editorialul domnului Vitoc, viermi aceștia fiind uneori chiar și interetnici. Ei, da, fără nicio doară, sunt viermi interetnici în mărul românesc. Problema aceasta este colosală. Emigrația italiană, cea mai mare emigrație din lume după acte, are 30 de milioane de oameni plecați de la 1700. Sigur, sunt și irlandezi, polonezi, sunt imigrații colosale, dar niciuna nu egalează pe cea italiană. 30 de milioane de oameni muncesc și astăzi în afara Italiei. Noi avem 5 milioane. Să nu ne speriem. Aud românii dacă nu cumva să înverzi, cum spunea Caragiale, care se tem că se depopulează România. Italia are jumătate din patrie, este în afară, aducând bani și făcând limba italiană cea mai studiată pe locul 4 în comparație cu numărul populației națiunii. Pe locul 4 în lume. Cultură, televiziune, Marconi, toate acestea. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.